De astăzi, în centrele comunitare din județul Buzău, a început vaccinarea cu dozele COVID produse de compania Moderna, vaccin care are aproape aceeași eficiență cu Pfizer-ul, potrivit studiilor. Sunt mulțumit până acum, n-am știut că e modern sau că e vechi. E un vaccin care trebuie să-l facem, da? Dacă alții s-au vaccinat înaintea noastră, mulțumim și noi pentru curajul lor și urmăm. Cu speranță, nu v-ați vaccinat? Păi speranța moare ultima. Nu conta cu care, dar... Cum ați reușit să vă programați? Fata m-a programat de la București. Lucrează acolo. În cel mai mare centru din județ, amenajat în internatul liceului cu program sportiv, unde sunt 3 fluxuri de vaccinare, au ajuns și cele mai multe doze. Astăzi este prima zi, am primit 150 de doze de vaccin la centru de vaccinare LPS. Programări pentru ziua de astăzi sunt 95 de persoane. Rămâne să vedem pentru zilele următoare ce programări vor mai fi și ce doze de vaccin vor mai veni. Vaccinul Moderna este mai ușor de administrat, necesitând păstrare în condiții de valabilitate mai mare, cu programarea rapelului la 28 de zile. Este o altă procedură la administrare, la preparare și administrare. Da, se scoate de la frigider, 15 minute în așteptare, se omogenizează conținutul flaconului printr-o rotire ușoară și apoi este gata de administrare, 0,5 ml, sunt 10 doze per flacon. Ieri la Buzău au sosit 360 de doze Moderna. Au fost distribuite în cele 7 cabinete de vaccinare amenajate în județ, fiind destinate persoanelor programate azi și mâine. În paralel, în centrele buzoiene, va continua imunizarea cu dozele de la Pfizer.